Doamnelor și domnilor, bine ați venit la programul nostru. Tema tratată astăzi, abuzul și distrugerea peisajului, a naturii și a populației, din cauza lăcomiei pentru profit și a dependenței prin datorii ale țărilor, în exemplul exploatării gazelor de șist din România. În România, după cum se cunoaște, mii de oameni au ieșit în stradă în ultimele luni, în numeroase localități din țară. Pentru a demonstra, împotriva mult controversatei racordări la gazele de șist, prin tehnica de fracturare hidraulică. Porajul rocilor sedimentare în vederea extracției de gaze este disputat. Prin această tehnică se introduc în sol, sub mare presiune, milioane de litri de apă amestecată cu substanțe chimice extrem de toxice pentru organismele vii. Aceste substanțe sunt cancerigene, mutagene și cu efect asupra funcției de reproducere. Tehnica aceasta de exploatare ridică riscul apariției de cutremure în regiunile respective, distruge peisajul și aduce cu sine o poluare masivă a aerului și a pânzei freatice. Exemple concrete din România. Concernul american Chevron a primit în data de 3 octombrie 2013 permisiunea de exploatare în apropierea satului Pungești, județul Vaslui. Locuitorii se tem că forajul va aduce cu sine declanșarea unei perioade de secetă. Iată părerea unui locuitor din Pungești. Pentru a câștiga gaze de șist, este nevoie de o mare cantitate de apă. Aceasta va avea influență asupra rezervei de apă freatică, fântânile noastre vor seca. Atunci când aceste substanțe toxice și cancerigene ajung în apa noastră freatică, ne îmbolnăvim și murim. Demonstranții au blocat câteva zile o stradă națională, ceea ce a dus la suspendarea lucrărilor de amenajare a platformei de foraj. Un alt exemplu actual se află în regiunea Dobrogea, localitatea Costinești la Marea Neagră, unde în sezonul de vară vin circa 45.000 de turiști pentru recreere. Țara învecinată, Bulgaria, a retras în anul 2012 concernului petrolifer Chevron permisiunea utilizării metodei de fracturare hidraulică pe teritoriul său. Și în Franța este interzisă această metodă, iar în Germania și Austria este până în prezent respinsă. De ce încheie guvernul României astfel de convenții? Compania Chevron posedă licențe de foraj pentru multe areale din România. Cu toate rezistențele și protestele populației locale, sondările pentru gaze de șist continuă. Guvernul român nu reacționează la strigătele populației. Se pune întrebarea: valorează avantajele financiare ale statului atât de mult încât să se pună în joc flora și fauna, aerul, apa și sănătatea poporului? Cine se ascunde în spatele acestor intenții inumane? Vă mulțumim pentru atenția acordată. Și vă așteptăm și data viitoare la emisiunea noastră. La revedere!